A deschis cu mine în Isaia, capitolul 11, să vă spun de la început care este planul și am să văd dacă o să fiu în stare să mă țin de el. Planul este 5 puncte, 5 idei din Isaia, capitolul 11, care să ne seteze, să ne focalizeze mintea și inima în așa fel încât săptămâna aceasta să putem merge înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca aceste lucruri care le vedem în acest pasaj să devină o realitate. Și aceste cinci idei, aceste cinci puncte, aș vrea ca să vi le prezint foarte telegrafic în 15 minute, câte 3 minute pe idee. Și după aia să mai avem câteva minute de rugăciune și după aia să avem un timp de părtășie împreună. Și probabil că Cristi are dreptate, că nu o să reușesc. Dar, cum zicea Apostolul Pavel, că mie nu mi este greu să vă spun aceleași lucruri, dar vouă vă este de folos. Sper ca totuși Dumnezeu ca să ne lumineze și cu lucruri noi, noi pentru noi, nu noi pentru El, pentru că tot ceea ce este din Scriptură nu este nou, este vechi. Este din gura lui Dumnezeu și noi nu vrem ceva nou. Noi vrem tot ce este ai Lui, tot ce este cuvântul Său. La prima privire a textului, textul este un text escatologic, adică privește ceea ce înseamnă vremurile din urmă, sfârșitul. Dar este un text escatologic cu implicații extraordinare pentru viața și ziua de astăzi. Adică felul în care privim sfârșitul are un impact asupra felului în care trăim astăzi. Rezultatul final are un impact asupra felului în care procedăm astăzi. În primul rând, prima idee, vedem că în capitolul 10, cei care ați fost împreună cu noi, am văzut că în capitolul 10 Dumnezeu, prin mâna sa puternică, taie absolut totul până jos la pământ, fiecare copac, fiecare cracă. Vedem că Dumnezeu, prin mâna sa puternică și prin instrumentele sale umane de care se folosește Dumnezeu, vine și spune: eu tai totul, absolut totul, nimic nu rămâne în picioare. Și suntem lăsați la sfârșitul capitolului 10 cu această imagine a unei păduri goale, defrișată totală, fără nicio speranță, fără niciun viitor și parcă este un sfârșit tragic. Dar nu este sfârșitul. Vedem foarte clar în versetul 1 că este de fapt începutul. O mlădiță va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod. Dumnezeu lucrează, în primul rând, curăță terenul prin mâna sa puternică, taie orice ambiție omenească, taie orice putere omenească și când totul este la pământ, vine capitolul 11, versetul 1 și spune: nu este sfârșitul. Ăsta este doar începutul planului Dumnezeu. De fapt, eu cred că textul nostru, textul din capitolul 10 de săptămâna trecută și textul din capitolul 11 ne arată foarte clar că sfârșitul puterii omenești este începutul cunoașterii lui Dumnezeu. Eu cred că este lecția lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu duce pe poporul său, duce pe copiii săi deseori până acolo încât puterile lor omenești nu mai au niciun folos. Până acolo în care te uiți la ceea ce înseamnă pădurea vieții tale în fața ochilor tăi și este goală, este spulberată. Și în momentul acela în care realizezi că fiecare cracă a fost tăiată, că fiecare copac, fiecare sursă de putere, fiecare nădejde omenească a fost total anihilată, în momentul acela Dumnezeu spune: acum poate ca să înceapă lucrarea mea cu tine, acum poate ca să iasă din această tulpină, un vlăstar nou, un rod nou. Până când mai avem putere omenești pe care ne bazăm, până când mai avem sprijin omenesc, speranțe omenești, nu putem ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum Dumnezeu trebuie cunoscut. Întotdeauna am văzut că și poporul Israel, întotdeauna vom alerga înapoi la alinarea cea omenească. Când necazul vine, în loc să alergăm la cel care este suveran asupra necazului, alergăm deseori la oamenii care provoacă necazul.
în loc ca să alergăm la Dumnezeu care este suveran peste viață și moarte, alergăm la tot felul de rezolvări umane și credem că la ei găsim rezolvarea. Sfârșitul puterii omenești este începutul cunoașterii lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu începe prin a ne curăța până la rădăcini. De a curăța poporul până la rădăcini ca să fie un rod nou. Am văzut lucrul acesta acasă, în state, la un moment dat, la casa unde locuiam acum câțiva ani în urmă, aveam un copac în fața casei și copacul acesta a fost trăznit de fulger de 2 ori. E ceva fantastic, adică șansele ca să trăznească în același loc de 2 ori sunt extrem de minime. Adică e mai probabil ca să câștigi la loto de 2 ori decât ca să trăznească fulgerul în același loc de 2 ori. Și nu știu de ce a avut Dumnezeu cu acest copac, că l-a trăznit de 2 ori. Poate că a vrut să-mi transmită mie un mesaj, nu copacului. Și la un moment dat era doar o parte din el ce a mai rămas. Ieșea așa, parcă numai o creangă și în rest era distrus tot. Și eu am zis, nu mai bun de nimic copacul acesta. Și un prieten a zis, nu, uite, o să-l tăiem până jos la tulpină, până la rădăcină și o să-l lăsăm. Și va crește din nou, va primi viață din nou. Nu se poate, dar uite la el, săracul, e trăznit de 2 ori, nu mai rămas numai așa o creangă, atârna. Și s-a tăiat cu drujba, până jos, frumos, s-a lăsat. Și acum dacă te duci în fața casei și te uiți, este un copac mare, verde, au ieșit crengi noi din el, au înflorit absolut, un copac superb. A fost nevoie când i-a fost în starea aceea decăzută ca să fie tăiat până jos la lângă rădăcină. Și din acea rădăcină, acum curată, acum fără partea bolnavă, acum fără crengile acelea care de fapt numai îl trăgeau în jos, că nu mai aveau viață în ele, copacul a primit din nou renaștere, a primit viață. De fapt, cum am zis, sfârșitul puterii noastre omenești este începutul cunoașterii lui Dumnezeu. Și scopul cunoașterii lui Dumnezeu, scopul cunoașterii lui Dumnezeu, și vedem acest lucru peste tot în Scriptură, este fericirea noastră. Domnul Iisus spune la un moment dat, v-am spus aceste lucruri pentru ca fericirea voastră să fie deplină. Ăsta este scopul. De asta vrem ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Suntem egoiști și în dorințele noastre față de Dumnezeu. Trebuie să o recunoaștem. Și mi se pare că Biblia nu condamnă acest lucru. Biblia nu condamnă dorința noastră de a fi fericiți. Biblia condamnă faptul că căutăm fericirea în alte locuri și nu în Dumnezeu. C.S. Lewis zicea la un moment dat un lucru foarte frumos și zicea: problema cu dorința ta de a fi fericit nu este că este prea puternică, ci este prea slabă. Cauți fericirea în lucrurile inferioare. Cauți fericirea în bani, cauți fericirea în sex, cauți fericirea în succes, cauți fericirea în toate lucrurile acestea inferioare și ai pus deoparte lucrul în care sau persoana în care se găsește fericirea adevărată. Problema noastră ca și oameni nu este că ne dorim fericirea, ci ne dorim de unde nu se poate găsi. O dorim în lucrurile omenești și nu o căutăm în Dumnezeu. Și pasajul nostru de la versetul 1 la versetul 3 parcă ne provoacă la această întrebare. Vrei să fii fericit? Versetul 2 și 3 ne prezintă arhetipul fericirii întrupat. Spune despre Domnul Isus, textul acesta este clar despre Domnul Isus, că plăcerea sa va fi frica de Domnul. Și trebuie să ne punem întrebarea ce este fericirea, ce este plăcerea. Dacă Domnul Iisus Hristos este arhetipul, El este plăcerea, fericirea întrupată, trebuie să știm foarte clar că Domnul Iisus Hristos a fost cea mai fericită persoană care a umblat vreodată pe fața Pământului. A avut fericire deplină, a avut bucurii depline, a avut plăcere constantă. Și uitați, totuși a fost lipsit de toate lucrurile care noi credem că aduc fericire. N-a avut soție, n-a întreținut relații sexuale. Da? Noi asta căutăm, toți tinerii vor să se căsătorească sau nici să nu se căsătorească, numai să ajungă la extazul respectiv. N-a avut bani, vedem foarte clar, n-a avut bani. Spune clar, fiul omului nu are niciunde să-și pună capul. N-a avut nimic din ceea ce noi ne-am uitat astăzi și am zice, asta duce fericire.
Nu? Dimpotrivă, Biblia ne arată că a suferit cumplit. N-a fost nici foarte frumos. Caricaturile care avem noi în filme, că Domnul Isus era înalt, blond și svelt, e absurd. Biblia nu-l prezintă așa. Ceea că pur și simplu nu băgai în seamă dacă n-a fost frumos din punctul omenesc de vedere, n-a fost de succes, n-a fost de un succes oare, până a ajuns răstignit. Care dintre noi care ar vrea ca să aibă o carieră în ceea ce înseamnă politică sau persoană publică, ți-ar considera de succes dacă am sfârșit cariera atârnați pe o cruce? Și totuși, el este arhetipul, el este exemplul fericirei întrupate. Ce este atunci fericirea? Ce este plăcerea aceasta care o căutăm așa de mult? Și textul nostru ne arată. Plăcerea sa va fi frica de Domnul. Bun, dar ce este frica de Domnul atunci? Și uitați-vă mai în sus. El va avea un duh de cunoaștere și de frică de Domnul. Cunoașterea și frica de Domnul sunt același lucru și ele aduc fericirea, ele aduc bucuria. Bucuria este cunoașterea lui Dumnezeu. Ce este cunoașterea de Dumnezeu? Pe acest lucru l-am învățat împreună dimineață. A-L cunoaște într-adevăr pe Dumnezeu, a-L cunoaște într-adevăr pe Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu ne învață, înseamnă că Dumnezeu ne transformă și înseamnă că voința noastră este în acord cu voința Lui. De aceea frica de Domnul este plăcerea sa. Nu pentru că Domnul Iisus tremură în fața lui Dumnezeu, ci pentru că Domnul Iisus găsește plăcere totală ca și persoană întrupată în a avea voința în total acord cu Dumnezeu. El este singurul om care a experimentat așa ceva. Noi vom experimenta și noi când vom fi față în față cu El și vom fi ca și El. Și uite, Cristi, că ai avut dreptate. Plăcerea este cunoașterea de Dumnezeu. Plăcerea este atunci când ceea ce vrem noi este ceea ce vrea Dumnezeu. Atunci îl cunoaștem cu adevărat și atunci vom fi cu adevărat fericiți. Până atunci vom încerca într-un mod deșart să ne găsim plăcerea în lucruri care nu le vrea Dumnezeu pentru noi. Și vom fi dezamăgiți, pentru că și dacă le primim, și dacă le găsim, ele sunt inferioare la fericirea adevărată care este cunoașterea de Dumnezeu. 3. Cum face El toate lucrurile acestea? Cum va aduce El această fericire, această plăcere pentru copiii săi? În versetul 6, de la versetul 6 la versetul 9, este prezentat foarte clar planul lui Dumnezeu de a face toate lucrurile noi, de a răscumpăra absolut tot, inclusiv creatura. Nu mai le citesc acum ca să economisim timp, dar vedem foarte clar că va veni o zi în care totul va fi perfect. Totul va fi perfect. Fericirea va fi deplină. Și versetul 3 până la versetul 5 prezintă metoda sau metodele prin care va realiza acest lucru. El nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci cu dreptate îi va judeca pe cei nevoiași. Vedem până la urmă că El este cel care va implementa voia aceasta lui Dumnezeu prin dreptatea sa, prin felul său de a fi, ca să devină o realitate. De fapt, vedem că El este metoda. El va realiza aceste lucruri prin cine este El. Asta este cheia. El este dreptate, El este dragoste, El este fericire și prezența Lui transformă realitatea din jurul Lui ca să devină ceea ce El voiește ca să devină. El este cheia fericirii, El este cheia transformării. De aceea toate încercările omenești de a ajunge la această stare de utopie, la această stare de fericire deplină falimentează. Pentru că nu l-au pe Hristos. Comunismul. O idee foarte bună, în esența, da, să fim toți egali, să ducem toți bine. De ce a falimentat comunismul? Pentru că a lipsit Hristos. A fost o idee bună implementată de niște oameni păcătoși. Era sortită la faliment. Socialismul. Același lucru. La un moment dat, președintele Jimmy Carter a zis despre sistemul socialist într-o discuție care a avut-o cu Gorbaciov. Zicea, socialismul este o idee foarte bună și ar putea într-adevăr ca să aducă fericirea pe lume, să fie o lume bună și fericită. Lipsește un singur lucru din acest sistem. Dumnezeu.
Și pentru acest motiv, a zis Jimmy Carter la Gorbaciov, înainte să cadă comunismul și socialismul în Rusia, zice, pentru acest motiv e sortit falimentului și va cădea. Pentru că vă lipsește Dumnezeu. Când ai scos pe Dumnezeu din ecuație, este imposibil ca să ajungi la fericire adevărată. Toate sistemele care încearcă să ajungă la aceleași ținte, la fericire, la bucurie, la unitate, la dragoste, toate falimentează pentru că nu conțin cheia, așa nume pe Iisus Hristos. El este cheia, prezența Lui este cheia, prezența Lui în inimile noastre este cheia și prezența Lui în mijlocul creaturii Lui, în toată slava Lui, în ziua răscumpărării, este cheia care va transforma totul din decădere în proslăvire. El este metoda. În versetul 11 vedem că vine o zi când acest lucru va fi realizat în totalitate. În ziua aceea, stăpânul își va întinde mâna pentru a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său. Acea mână care am văzut că a fost întinsă și apăsată cu mânia lui Dumnezeu asupra poporului, asupra noastră, cu scopul de a ne schimba, cu scopul de a ne transforma, se va întinde din nou și data aceasta va rezolva toate problemele, va aduce răscumpărarea totală. Și parcă asta așteptăm și noi. Când? Când e ziua aceea? Asta parcă ne întrebăm. Doamne, când vine ziua aceea? Nu mai pot, vreau și eu ziua aceea. Când este ea? Și adevărul este că nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu ca să aducă acea zi astăzi. Și dacă v-ați întrebat asta. Lucrarea aceasta progresivă care o face Dumnezeu nu este cumva condiționată de potența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar vrea ca să transforme toată lumea astăzi, ar zice astăzi. Să o facem astăzi și astăzi s-ar face. Și nu o face. Și cred că de fapt întrebarea noastră care o avem tot timpul, când o să fiu fericit? Când o să am bucurie deplină? Când n-o să mai sufer? Întrebarea aceasta, când este ziua aceea, Doamne, trădează faptul că încă n-am înțeles ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Încă așteptăm o zi. Încă așteptăm un loc. Când e ziua când voi fi acolo? Când e ziua când voi fi în locul unde voi fi fericit? Așteptăm ziua și locul care să aducă fericirea și plăcerea deplină. Dar noi nu avem nevoie de o zi. Noi nu așteptăm o zi sau un loc, noi așteptăm o persoană. Avem nevoie de Iisus Hristos. El într-adevăr va aduce o zi în care va răscumpăra totul. Animalele, pământul, apele, aerul, totul va fi răscumpărat și proslăvit. Dar promisiunile Lui sunt disponibile astăzi dacă îl ai pe El în inima ta. Tu nu aștepți o zi pentru a primi fericirea. Fericirea ta poate fi deplină astăzi prin El. Întrebarea noastră de către Dumnezeu, Doamne, când, până când trebuie să aștept ca să am fericirea deplină, trădează de fapt că n-am înțeles că noi nu așteptăm ceva. Noi așteptăm pe cineva, pe Iisus Hristos, care este disponibil și astăzi. Astăzi, dacă l-ai pe Iisus Hristos, ești mai mult decât biruitor și mai mult decât fericit în circumstanțele în care ești acum. Dacă nu l-ai, degeaba aștepți acea zi. Pentru că dacă nu l-ai acum, nu-l vei avea nici atunci. Fericirea ta nu va fi deplină și judecata ta va fi deplină. 5. Asta a fost 4. 5. Și acum terminăm. Ce e de făcut? Ce rămâne pentru noi de făcut? Păi cred că ați înțeles foarte clar ce e de făcut dacă nu ne-am găsit fericirea deplină aici și acum, și anume ca să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-I cerem lui Dumnezeu să ne învețe, să-I cerem lui Dumnezeu să se descopere. Dar ce e de făcut pentru ca să vină acea zi? Pentru că ne dorim acea zi și e o dorință legitimă. Ce trebuie să facem de acum și până atunci? Stăm numai fiind fericiți de plin în Hristos și așteptăm fără a face nimică? Nu. Ce e de făcut? Versetul 12. El va ridica un steag pentru neamuri și va aduna pe deportații lui Israel. Ridicarea steagului în versetul 12 și în versetul 10 este ridicarea Domnului Iisus Hristos. El este steagul. Asta avem de făcut. Vedem foarte clar din versetul 12 și versetul 13 că ridicarea acestui steag, ridicarea lui Hristos, precum ridicarea șarpelui în pustie, are efectul de a chema la El, de a aduce la El, de a răscumpăra pentru El toți cei care Dumnezeu vrea ca să îi răscumpere.
Versetul 12 și 13, vedem foarte clar. Adunarea la el a rămășiței, adunarea la el a neamurilor care sunt ai lui, se produc prin ridicarea Domnului Iisus Hristos în fața lor. Asta avem de făcut. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L ridicăm pe Hristos în fața celor din jurul nostru, încât să-L vadă, încât să-L cunoască. Și Dumnezeu, prin această ridicare a Lui, prin această proclamare a Lui, prin această proslăvire a Lui, să cheme la El pe toate neamurile și pe toți cei care fac parte din rămășița aleasă a Lui. Nu trebuie să așteptăm acea zi când toate vor fi răscumpărate ca să avem bucurie deplină. Dar avem datoria ca să lucrăm împreună cu Hristos pentru a ajunge în acea zi prin a-L ridica în fața tuturor oamenilor ca și un steag. Un steag victorios, un steag de biruință, un steag de mântuire și să spunem El este. El este soluția, El este cheia, El este bucuria deplină. Degeaba cauți altundeva, degeaba cauți la serviciu, degeaba cauți la job, degeaba cauți la biserică. Dacă nu privești către steag, dacă nu privești către Hristos, dacă nu privești către Cel care poate și va schimba totul, dacă El nu este totul pentru tine, fericirea deplină pentru tine va fi doar o iluzie. Dar dacă privești și dacă îl ai și dacă te învață și dacă te schimbă și dacă ești al Lui, fericirea deplină este o realitate și acum și va fi o realitate și în ziua din urmă. Amin. Amin. Amin.